Cine ești, ce ești și ce ai vrea să devii. Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la Câte în lună și în stele. Joi seara de la 8, la TV Arad. Fii tu însăți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi. Bună seara, bine v-am găsit și la mulți ani. Așa cum obișnuim de ceva vreme încoace, la început de an, întotdeauna vrem să știm ce ne așteaptă în anul care urmează. Uite, suntem în 2020, la început de ianuarie, și suntem foarte curioși să vedem, din punct de vedere numerologic, ce ne rezervă acest an. Invitatul meu este Eduard Agachiț. Mulțumesc că ai revenit în platoul Televiziunea Arad. Îți doresc și ție la mulți ani. Mulțumesc. Îți doresc un an cât mai prosper și să-ți împlinești toate visele, că mi-ai povestit tu cam ce ți-ai propus pentru anul care tocmai am pășit. Ia să vedem. E bun anul ăsta, 2020? E de bine? Că 2019, din punctul meu de vedere, a fost foarte bun. Da. Atunci facem să fie bun în continuare. Să vedem. Bună, în primul rând, și telespectatorilor și la mulți ani tuturor. În primul rând, facem cumva să fie, în momentul în care ajungi să cunoști cum stau lucrurile, atunci poți să lucrezi cu ele și poți să le faci să fie așa cum îți dorești. Noi am mai vorbit deja într-o emisiune, tot aici, despre lumea nevăzută a anilor 2020, în care am dezvoltat un pic toată decada anilor 2020, pentru că pășim într-o perioadă cu totul diferită față de ce am fost obișnuiți până acum. E un pic mai dificil de înțeles doar așa din cuvinte, pentru că pentru cei, mai ales cei care nu sunt familiarizați cu numerologia și cu însemnătatea numerelor, poate vor pătrunde un pic mai greu în aceste semnificații, dar le vom vedea cu siguranță pe pielea noastră, le vom trăi de acum înainte. Hai să facem o retrospectivă a emisiunii de atunci. În mare, ce se întâmplă în anii care urmează? Foarte multe schimbări. Cred că o să aducem foarte mult în discuție pe parcursul întregii emisiuni de astăzi, din subiectele care le-am discutat atunci, și cred eu că vom intra un pic mai în detaliu în ele și le vom explica mai pendelete, pentru că toate lucrurile astea se leagă între ele, în primul rând legat de anii 2000, de când am intrat în anii 2000 și tot ce ne aduc anii 2000. Pentru că diferența față de 1900 în acești 2000 este că este vibrația lui 2. Asta înseamnă o vibrație feminină pară, pe de o parte, care este lipsită de activitate. Sau cu alte cuvinte, în vibrația lui 2, cu toate că este o vibrație pară, pasivă, inactivă, ea are un tip de activitate, dar se produce diferit față de o vibrație activă a lui 1, a lui 3 sau a lui 5 sau oricare altă cifră impară. Și atunci, în momentul în care înțelegem această acumulare, pentru că e vorba de o acumulare, de o tensiune care se manifestă între două extreme, pentru că atunci când vorbim de doi, vorbim de două laturi, de două extreme, ori de masculin și de feminin, ori de alb și de negru, de zi și de noapte, de soare și lună și așa mai departe. Toată dualitatea care se manifestă în întreaga lume pe care o cunoaștem. Și atunci, energia activă a acestei vibrații pasive constă în tensiunea care se realizează între cele două extreme. E destul de dificil de gestionat așa ceva, mai ales pentru noi în momentul de față, care încă nu suntem atât de obișnuiți cu lucrurile astea și nu suntem încă puși la punct noi cu noi. Pentru că, uite, pe de altă parte, este vorba și de a aduce în echilibru, de a ne aduce pe noi în echilibru partea bună cu partea rea din noi, pentru că le avem cu toții, și virtuțile și defectele noastre și părțile negative din noi, și atunci doiul ne îndeamnă către acest echilibru. Produce nevoia de echilibru, de egalitate dintre extreme. Și atunci, în primul și în primul rând, se va produce un haos, pentru că oamenii nu știu încotro să se ducă. În general, uite, când ne putem gândi pur și simplu la o balanță care stă, are două talere. Acea balanță nu o poți echilibra deodată. Să pui, te duci și la piață, de exemplu, și cumperi ceva, a pus pe un taler produsul pe care ți-l dorești, apoi vine și echilibrează balanța respectivă. Nu poți deodată să vii cu o experiență, să trăiești o experiență în viața ta și să fie din start echilibrată, armonioasă, fără niciun defect acolo. Și asta nu prea înțeleg oamenii, că
Pentru a ajunge la acest nivel de echilibru este nevoie de experiență. Este nevoie să ne asumăm faptul că este posibil la început să ne ducem într-o extremă sau în alta. Cea bună sau cea rea chiar nu are importanță în primă fază. Și din punctul ăsta de vedere, asta caracterizează foarte mult această energie a lui 2. Faptul că există deja două opțiuni. Până acum, în anii 1900, foarte mult s-a mers într-o singură direcție. Energia lui 1 nu poate avea defecte, putem să spunem și așa, nu poate avea defecte. Când apare 2-ul, aici deja apare opțiunea, apare posibilitatea de a alege și pot apărea defectele. Pentru că 2-ul, în primul rând, vede latura cealaltă. Și vede faptul că, bă, da, acolo ceva, da, dacă nu e așa. Apare îndoiala, în primul și în primul rând apare îndoiala, că dacă sau dorința de a face o schimbare, de a fi diferit față de ce a fost până acum. Ei, cât a fost vorba de unul, nu s-a pus problema de așa ceva, pentru că într-un fel sau altul totul a mers pe o singură direcție. A existat un lider, o opinie, o credință, un ideal, un interes comun, ceva care a dus lumea mai greu sau mai ușor, dar toți au mers într-o singură direcție. S-au respectat foarte mult niște credințe, niște ideologii în general. Ei, anii 2000, încă de la începutul lor, vin să schimbe toate aceste ideologii. Și le vedem foarte ușor, pentru că se întâmplă pe toate planurile. Și aici, de exemplu, putem să vorbim, să începem să vorbim despre familie. Pur și simplu despre familie. Doiul ar trebui să însemne uniune, parteneriat, împăcare, dar în același timp poate să însemne și dezbinare, și divorțuri, și despărțiri. Și ce observ eu foarte mult în această perioadă este exact această dezbinare dintre oameni. Și pornind chiar de la nivel de familie, pentru că mi este foarte dificil să mai găsesc în ziua de astăzi un cuplu, o pereche sau o familie care să fie foarte bine împreună așa cum sunt. Ideea este cam așa. Lucrurile nu s-au transformat acum, adică nu s-au înrăutățit lucrurile după anii 2000. Diferența se face că lucrurile au fost la fel până acum. Și până în anii 1900, tot aceleași, oamenii s-au confruntat aproximativ cu aceleași genuri de probleme în viețile lor. Problema este, cum ziceam, de acel unul, că se mergea totuși într-o direcție, dom'le, nu este frumos, nu e bine, rufele se spală în familie, totul rămâne acolo, să nu ne vadă lumea că ne certăm, că nu știu ce, și oamenii rămâneau împreună. Orice, dar rămâneau împreună. Acum chiar întâlnesc foarte multe cupluri în vârstă care au curaj sau, nu știu cum să zic, parcă s-a luat o vrajă așa de deasupra lor și au curajul să divorțeze, să meargă fiecare pe drumul lor. Foarte multe persoane în vârstă am cunoscut, care erau căsătorite din anii 70, 80 sau 90 și stau de vorbă cu ei și spun, nu știu de ce am stat atâta vreme. După anii 2000 deja a apărut această libertate de a alege și de a merge pe propriul drum. Aici se vede deja această diferență. Faptul că familia în general nu mai înseamnă același lucru ce a însemnat până acum. Este pe de-o parte și nevoia omului de a experimenta, de a explora, de a vedea ce se întâmplă, cum ziceam, pe partea cealaltă. A monedei, a hârtiei, a orice. Oamenii vor să vadă și altceva, că asta înseamnă doiul în general. Un alt plan este, de exemplu, cel al credinței care s-a dat peste cap. Și asta la fel o vedem foarte clar în toate domeniile, în absolut toate aspectele ei și în toate religiile chiar. Pentru că nu am putea să spunem astăzi că a rămas o singură religie care aia este încă atât de unitară și de puternică. Peste tot oamenii deja au îndoieli. Oamenii se îndepărtează de biserici, în general, din orice religie, se îndepărtează foarte mult de biserici și își caută propria spiritualitate, propria conexiune cu Dumnezeu. Iar lucrurile astea, în prima fază, se întâmplă, din punctul meu de vedere, foarte haotic. Pentru că nu există, au existat niște reguli înainte. Au existat niște norme și niște, cum ziceam, niște credințe, niște ideologii, dar se pare că nici atunci nu au fost folosite așa cum trebuie. Acum, ca să se înțeleagă, nu vorbesc chiar la modul total general, dar undeva 80-90% cam așa este cum explic eu acum. Că există și foarte puține excepții, asta este altceva și ei înțeleg lucrurile astea și nu sunt afectați atât de tare. Sau oamenii știu cum să gestioneze lucrurile, dar aici vorbim undeva de maxim 10% dintre oameni care înțeleg și sunt în stare să gestioneze astfel de situații. Ceilalți, cum spuneam,
se duc în latura aceasta iluzorie fantastică foarte mult, de a-L căuta pe Dumnezeu sau spiritualitatea sau o altă formă de credință, pentru că această latură iluzorie este de asemenea specifică lui 2. Pentru că 2 ține de elementul apei care duce în profunzime, duce în adâncuri, duce într-o latură, aș putea să-i spun chiar și filozofică a omului și spirituală, dar asta nu înseamnă că este din start cea optimă sau cea necesară omului în momentul respectiv. Și atunci este această nevoie de a înnota, de a căuta altceva, de a experimenta, de a vedea, de a afla, dar foarte mult se dezvoltă latura asta a iluziei și se comercializează foarte multă iluzie în ziua de astăzi. Și vom vedea puțin mai târziu și de ce se întâmplă așa. Un alt punct, uite, de exemplu, că am avut acum de-a face destul de intens cu latura politică. Și în general, nu m-aș lega neapărat doar de politică, dar de instituții în general. Chiar și în instituții, și acolo este un fel de răzvrătire sau conexiunea dintre om și instituții, tot ceea ce înseamnă instituții. Oamenii nu mai au atât de multă încredere. Nu le mai acord, nu le mai recunosc autoritatea instituțiilor sau oamenilor din instituții, pentru că dacă este să o luăm și altfel, instituția în sine nu există. Nu e o persoană care să spune, uite, asta este instituția, ceartă-te cu primăria sau cu oamenii, în general, tind să se raporteze la primar, la președinte, la cel care este cel mai sus. Dar nu este suficient și chiar și așa, cum spuneam, există această răzvrătire împotriva la autorități. Și oamenii caută, vor mai bine, vor mai bine, vor mai bine. Aici problema se pune din punct de vedere al pierderii responsabilității. Când vorbeam de unul acolo, da, exista foarte multă responsabilitate, pentru că unul este compact. Unul nu-l poți despărți. Unul, în momentul în care a ales un drum, el a mers înainte și știe că el este singurul responsabil. Acolo, da, până în anii respectivi, era mai ușor ca oamenii să-și asume ceea ce fac. Dar în ziua de astăzi este ușor să desparți, eu știu, ai făcut ceva și să te îndepărtezi de adevărul respectiv sau să minți foarte ușor și atunci să arunci responsabilitatea în cărca altcuiva sau să aștepți de la altcineva, să tragi pe altcineva la răspundere că el trebuie să-mi facă, să-mi dea, să-mi facă, nu știu, autostrăzi, să-mi ducă până, să-mi desfunde până și șanțul din fața casei să nu mă inunde. Tot felul de lucruri din astea care sunt duse la extrem, pentru că oamenii, cum să zic, deocamdată sunt ca copiii aia care încearcă să vadă cum o fi. Au dreptul acesta de libertate și de ce? Se schimbă cu totul. Pentru că ai tendința să crezi că, uite, oamenii s-au schimbat, stilul de gândire s-a modificat, poate datorită evoluției. Da. Dar uite că cred că nimeni nu s-a gândit că o influență a unei cifre poate să aibă, deci influența unei cifre poate să fie atât de, acum, nu știu, de benefică sau mai puțin benefică. Da, vreau ca oamenii să înțeleagă faptul că nu este o fatalitate ceea ce se întâmplă. Nu înseamnă că gata, dacă am schimbat calendarul, se schimbă viețile. Nu, este pur și simplu modul de evoluție al unei entități. Putem să vorbim de o singură entitate foarte mică sau putem să vorbim și de întreaga omenire aici. Este exact același mod de evoluție. Am mai spus, cred că și la tine, așa cum noi suntem conștienți de succesiunea anotimpurilor. Știm că dacă a fost primăvară, acum urmează vara, urmează să se încălzească afară. Nu ne impresionează acest lucru cu absolut nimic. Ne uităm la natură și vedem că dacă au înflorit florile în perioada primăverii, urmează să apară și fructele, la toamnă le cad frunzele și tot așa. Ciclurile acestea se succed. Exact la fel este și cu această știință a numerologiei. Ne arată lucrurile, doar că se întâmplă la scară foarte mare, pe de-o parte, și pe un timp foarte îndelungat. Iar viața noastră, comparativ cu toate aceste milenii de care vorbim, sau poate mult mai mult de atât, este mult prea scurtă ca să putem să înțelegem atât de ușor. Dar în momentul în care particularizăm, atunci da, putem să vedem ce se întâmplă cu adevărat în viața noastră. Și sunt oameni care înțeleg, oameni care nu înțeleg. Uite, când vorbim de toate lucrurile astea, poate și mai ușor de înțeles. Nu știu cât de familiarizați sunt oamenii, dar cred că la mulți au ajuns informațiile respective. Faptul că la noi în țară lucrurile încă nu s-au întors atât de tare cu fundul în sus. În alte părți lucrurile sunt mult mai, aș spune, evoluate sau grăbite
din punctul ăsta de vedere. Uite, de exemplu, cum avem și în Canada și în foarte multe părți din lume, se vorbește foarte mult de această, pe lângă, nu știu cum să o numesc, nu știu dacă i-aș zice ori catastrofă, ori emblemă a anilor 2000, acest politically correct, corectitudinea politică de care se vorbește peste tot. Și uite, numai asta ne arată nouă foarte mult, că ziceam de emblema anilor 2000, faptul că toate se întorc pe partea cealaltă și atunci numai dreptul cumva să discriminezi pe absolut nimeni. Și este firesc pe de-o parte. Dar ce vreau să spun, că sunt multe alte țări în care deja copiii au dreptul, sau nu neapărat copiii, oamenii în general au dreptul să stabilească singur genul căruia să aparțină. Și chiar să-și aleagă și genul neutru, adică fetițele să-și aleagă să fie băieți și așa mai departe. Și se pune foarte mult accent pe lucrul acesta. Din nou, o schimbare de o ideologie, o transformare foarte mare de ideologie. Și ți-am spus, sunt foarte, foarte, foarte multe planuri, pe absolut toate planurile, lucrurile acestea se dau peste cap. Și necesitatea, cum ți-am spus, este de evoluție, de a merge mai departe. Asta nu înseamnă că este cineva care are un plan malefic în spate și vrea să facă rău cuiva. Nu, este ceva foarte natural și foarte normal să se întâmple, doar că în punctul de față, noi suntem foarte puțin obișnuiți cu lucrurile astea. Și din punct de vedere numerologic, dacă este să o luăm așa, dar și din punct de vedere al evenimentelor care se întâmplă și al naturaleții evenimentelor, pentru că suntem la început, asta trebuie să înțeleagă oamenii, suntem abia în anii 2000. Ca să putem să înțelegem noi, ne trebuie câteva sute de ani ca să intrăm cu adevărat în acest ritm al anilor 2000 și să putem să evoluăm mult sau să ne încălzim mai bine. Suntem prinși deocamdată într-o perioadă de tranziție. Este ca și cum îți schimbi casa. Ai trăit o viață într-o casă, într-o, că e apartament, că e o casă, și deodată te-ai mutat. Fără să-ți propui chestia asta, pentru că nu a întrebat nimeni, domnule, vreți să trecem în anii 2000? Nu te întreabă nimeni. Și deodată vine cineva la tine și spune, de mâine te muți aici. Îți dă tot, se organizează totul, nu este identică casa, nu-ți mută totul de la tine, este o altă casă cu tot ce ai nevoie acolo, dar ai nevoie de o perioadă de tranziție, de acomodare cu casa respectivă. Nu este tot așa, pur și simplu, mamă, ce simplu a fost. Păi, în general, există tendința de a rezista schimbării. Oamenii cam evident rezistă schimbării și nu prea le place schimbarea. Evident. E o altă, un alt test al anilor 2000. Pentru că, oricum, asta presupune... presupune foarte multe schimbări și, cum am spus, foarte multă experimentare, pentru că nu poți să ajungi la un echilibru fără să experimentezi. Am avut acum câțiva ani chiar și acel referendum pentru, nu mai știu cum, pentru familie. Da, care da, la da. Fel. Și punctul acesta al homosexualității este, cum să zic, e nevoie ca oamenii să conștientizeze toate aceste lucruri. Nu există, nu s-au inventat ieri sau alaltă ieri toate lucrurile astea. Există din totdeauna, atâta vreme cât oamenii nu reușesc să conștientizeze faptul că există oameni diferiți în jurul lor. Toți suntem absolut diferiți. Că asta e o altă diferență a anilor 2000. Cum am spus, la 1 totul se mergea într-o singură direcție. Uniformitate era la 1. Intram în aceeași școală, că și aici și educația urma să continui și educația este diferită deja. Se schimbă tot conceptul de educație. Până în anii 9900 totul s-a mers la comun, toți intrau în aceeași școală, chiar dacă au început să apară poate câteva școli care abordează diferit, dar au apărut destul de târziu. Toți intrau în același loc, în aceeași clasă, toți elevii erau considerați la fel, învățau aceeași materie, trebuiau să repete aceleași materii, aceleași lucruri. La final, Doamne ajută fiecare pe unde nimerea. Și ajungeau în orice caz într-o funcție, într-o poziție care deja li se spunea dinainte ce trebuie să faci, cât să faci, când să te culci, când să te întorci la serviciu și așa mai departe. Nici măcar educația nu mai merge la fel. S-a dat peste cap toată educația și nu neapărat, nu doar educația, chiar uite și relația dintre elevi și școală, era relația dintre părinți și profesori. Absolut tot și există chiar și atâtea poze și filmulețe și pe toate rețelele de socializare în care se glumește pe seama asta.
Că știm ce pedepse se aplicau în urmă cu câțiva ani, cel puțin la noi. Acum nu vorbim neapărat de alte țări, dar lucrurile se... toate transformările astea sunt constante peste tot. În toată lumea. Faptul că elevii erau mult mai serios moștruluiți în urmă cu ceva ani, în ziua de astăzi nu mai au voie profesori nici măcar să ridice vocea în clasă. Deci s-au întors toate aceste valori absolut total. Și este dificil să se ajungă la un consens, la acel echilibru. Dar nu este, cum am spus încă, cazul și nu este, sau măcar nu este cazul să ne ambalăm, pentru că avem timp să corectăm lucrurile astea. Chiar și legat de muncă, de exemplu. Altfel se muncea până acum ceva vreme, iar în ziua de astăzi majoritatea tinerilor își doresc foarte mult să nu facă nimic, dacă se poate, dar să fie antreprenori și să câștige foarte mult. Deja și raportarea față de muncă s-a schimbat foarte mult. Este adevărat că aici are un aport foarte mare și avansul tehnologic, care există și nu îl putem da la o parte, care de asemenea este specific anilor 2000 și vibrației lui 2, sau cel puțin la nivel informațional. Din punct de vedere al informației, de asemenea, cifra 2, vibrația 2, ține foarte abundență informațională. În asta constă. Pentru că 2, cum am spus, este o vibrație pasivă, receptivă, care adună. Acumulează la infinit. Dar anul acesta sunt 2 de 2. Așa, ai 2020 și 2 de 0. Deocamdată facem încălzirea. Ce înseamnă asta? Cumva... acei 2 de 0 vin și multiplică puterea unui 2 care este și el la rândul lui înmulțit cu 2. Deocamdată am făcut încălzirea, deocamdată am făcut o introducere ca să înțelegem cam care sunt raporturile, care sunt diferențele. Acum ce avem de făcut este doar să mai dăm încă o dată peste cap. Toate lucrurile astea care sunt deja date peste cap, din anul 2020 încolo, vor tinde să se dea încă o dată peste cap. Ori să se dea peste cap, ori să se amplifice foarte tare. Pentru că doiul ține foarte mult de planul emoțional al omului. Din nou, este un câmp de război foarte solicitat în ultima perioadă. Și cred că și tu ești conștientă de faptul ăsta, că peste tot se pune accentul foarte tare pe planul emoțional. Dacă ai văzut chiar și în campaniile electorale. Chiar și tot ce ține, uite, și presa în general, toată presa în general, insistă foarte mult pe anumite aspecte, se duc până la limita dintre penibil și bun simț, cu modul de transmitere a informațiilor. Dar atacă foarte mult planul emoțional al oamenilor, ca să nu mai vorbim de toate reclamele care se fac, de toate promovările de produse în general și felul în care oamenii încearcă să-și scoată în evidență ceea ce au de vândut. Se pune foarte mare, foarte, foarte mare accent pe planul emoțional. Și pentru că există această, cum am zis, abundență de informații, cam aici este cheia pentru a înțelege ceea ce se întâmplă. Anii 2000 aduc o abundență de informație. Odată, cum ziceam, partea tehnologică, care este dezvoltată foarte mult și asta ne ajută în același timp, pentru că avem internet, avem telefoane, avem acces absolut peste tot. Și acum, dacă scot telefonul, am acces la absolut orice de pe lumea asta. Și atunci, informația există din abundență. Și oamenii nu mai pot să impresioneze atât de ușor prin informație. Doar să vii să spui o poezie frumoasă nu ajută dacă nu ai și emoție, dacă nu transmiți și dacă nu ajungi la inima omului, la sufletul lui. Să-i pătrunzi acolo ca să miști ceva în el. Unii s-ar putea să spună, da, domnule, e firesc asta, cum să zic, noi am provocat chestia asta, noi am venit cu ideea, dar în același timp, cum am zis, este și specificul anilor sau perioadei pe care o tranzităm. Sunt anii 2000 care au de-a face cu latura emoțională a omului. Și aici scopul este ca omul să învețe să-și cunoască mai intens trăirile, emoțiile și sfera lui interioară, din punct de vedere emoțional, cu condiția, să spun așa, ca planul mental să fi fost deja pus foarte bine la punct din anii 1900. Și poate echilibra una cu cealaltă? Despre asta e vorba în general în perioada asta și mai ales din anii 2020 încoace, despre acest echilibru interior între teorie și practică, între mental și emoțional. Pentru că teoria e una. Mental știm cu toții ce avem de făcut, dar practica, și aici presupune foarte multă emoție și energie interioară pentru a face ceva. Pentru că doar așa gânduri avem foarte multe, nelimitate. Gânduri. În timpul unei zile avem foarte multe gânduri.
Dar practic le punem foarte puțin, le realizăm. Și din punctul ăsta de vedere e necesară această echilibrare a omului și este o perioadă benefică în care să ne dăm seama, dar să profităm de lucrurile astea într-un mod cât mai practic și util pentru noi. Pentru că altfel există riscul doar să amplificăm un haos în care suntem deja atâta vreme cât nu cunoaștem, pentru că există riscul, cum am mai spus, să ne ducem în extrema emoționalului. Foarte puternic. Și acolo este un ocean adânc, foarte adânc și foarte vast, în care este dificil să ne descurcăm de unii singuri. Și cum am spus, partea asta emoțională e foarte profitabilă pe de o parte și foarte atacată de mulți. Unii înțeleg de ce, marea majoritate eu zic că nu înțeleg. Din păcate aici se creează un cerc vicios, pentru că oamenii deja sunt instabili, trăiesc într-o instabilitate și doiul în general amplifică toate aceste lucruri. Și nu sunt încă foarte sigur ce să facă, încotro să o ia, ce este mai bine. Și atunci caută să-și satisfacă tot mai mult, caută, sunt, cum să zic așa, vânători de emoții foarte mult. Și foarte mulți vânzători de emoții. Și atunci asta se comercializează, dar se creează un cerc vicios, pentru că nimeni niciodată nu se mai simte satisfăcut. Cum spuneam, că nu mai există acel echilibru între partea mentală și partea emoțională. Cu cât aduni mai mult, bagi mai mult în tine, este ca și cu băutura aproape, ca și cu alcoolul. Nu poți să te saturi vreodată. Cu cât bei mai mult, cu atât te duci mai tare într-o, te pierzi mai mult pe tine, se creează o iluzie cu totul. Omul acela deja nu mai are posibilitatea de unul singur să-și revină, pentru că este deja amețit. La fel se întâmplă și din punctul ăsta de vedere, oamenii caută crezând că dacă vor găsi pe altcineva care să le vândă altă emoție, să le trezească altă stare în ei, o să repare tot ce a fost vreodată. Undeva adevărul e la mijloc. Se poate, dar nu oricum. Nu chiar așa. Aici e un alt subiect care necesită o altă dezbatere cu totul diferită și foarte lungă. Încă un lucru important, că mă întreabă și oamenii, am întrebat și eu înainte să filmăm ce anume să discutăm, ce curiozități ar avea, nu m-au impresionat sincer foarte tare întrebările pe care le-au pus. Pe de-o parte înțeleg faptul că tot datorită acestei abundențe informaționale și a lipsei de profesionalism, că și aici e o altă problemă, oamenii nu sunt la curent, nu înțeleg ceea ce înseamnă cu adevărat numerologie. E dificil să vorbești despre lucrurile astea. Noi putem să vorbim acum la modul general, global, despre ce urmează, dar în momentul în care vrei să particularizezi, nu se poate să dai niște definiții, niște indicii, indicații generale despre cum îi va fi unuia sau altuia sau unei categorii de oameni în anul următor. Așa ceva pentru orice specialist din domeniile astea ezoterice, de bun simț. Nu vorbesc de profesioniști, de bun simț. Cu toții știu că așa ceva este absurd. Și este greșit și chiar foarte riscant să faci, să începi să vorbești cum va fi la anul pentru destinul 1, 2, 3 și așa mai departe. Pentru că, pe de-o parte, eu am mai explicat de multe ori lucrurile astea, pe de-o parte, modul de calcul este diferit la fiecare. Anul personal începe în ziua ta de naștere. Ciclurile sunt foarte diferite de la o persoană la alta. Perioadele în care subciclurile care sunt acolo sunt diferite de la o persoană la alta și ar fi necesar să se țină cont de măcar vreo 4 sau 5 parametri personalizați, personale ar fiecărei persoane, ca să poți să dai un indiciu despre cum va fi anul viitor pentru tine. Ei de toți cred că depășesc 10 parametri de genul ăsta ca să poți să ajungi la o analiză cât de cât pertinentă despre ce urmează. Altfel, sunt pur și simplu informații care, cum să zic, se aruncă și ele în aceeași grămadă de informație. Dar se apropie cumva de adevăr? Să spunem că da, dar la un nivel foarte superficial, ceea ce este caracteristic vibrației 2, pentru că din nou da. Se leagă lucrurile, chiar se leagă foarte mult. Unul se duce în adâncime. Unul știe un lucru
clar, când și-a pus o idee în cap, s-a dus și a făcut chestia respectivă. Doiul se ține doar la suprafață. Doiul ține de orizontală. Și atunci se răspândește foarte mult. Vreau și aia, vreau și aia, vreau și aia, vreau și naia, vreau și naia, daia ce e, daia ce e, și atunci nu mai știe câte a adunat, câte, ți-am spus, e receptor. Doiul este un receptor, e ca un vas care adună fără limită, nu are limită. În schimb, unul știa o singură chestie. Dom'le, vreau asta, am făcut-o. Și atât. Asta e diferența și oamenii sunt tentați să facă chestiunea asta și, cum am spus, se găsesc imediat foarte mulți comercianți care să vândă informația respectivă. Și da, este un punct de plecare, dar este poșghița de suprafață și atât. E ca și cum ai, te-ai duce la piață și, nu știu, să-ți cumperi orice fel de aliment, doar uitându-te ori la ambalaj, ori la coajă, ori așa de departe. Și a, ce ambalaj frumos colorat are, înseamnă că e un aliment excepțional acolo. Sau, nu știu, sticla arată într-un mod deosebit. Este foarte posibil să fie expirat, deja să fie stricat, să nu fie bun pentru tine, să nu fie compatibil cu ce ai tu nevoie și așa mai departe. De aia e practic imposibil să putem să discutăm despre cum va fi anul 2020 pentru fiecare, eu știu, cifră de destin, că de obicei așa se fac lucrurile astea. Peste tot sunt informații de genul ăsta. Da, sunt. Eu am încercat de fiecare dată când am apărut. Am încercat să tot repet lucrurile astea, să le explic. Și chiar când am mai făcut, am încercat la fel, din foarte mulți parametri să-i leg între ei, dar sunt niște discuții interminabile și sunt greu de urmărit de către oameni. Pe lângă faptul că acum, dacă este să se străduiască oamenii în general, cu toții să ne străduim, să fim foarte sinceri cu noi, eu sunt curios câți dintre oameni, în momentul în care au ascultat, uite, chiar și emisiunile noastre de anul trecut despre 2019, ce anume au pus în practică și ce au făcut, cât au ținut cont de lucrurile astea. Cum am mai zis, pentru oamenii care au o viziune globală sau activități mai mari, mai largi, acolo da, îi ajută foarte mult. Informațiile generale, mă refer doar la informațiile generale. Altfel, chiar și astea despre care vorbim sunt utile atâta vreme cât oamenii își pun întrebări despre ce se întâmplă sau reușesc să facă conexiuni, pentru că sunt câteva indicii care îi ajută pe oameni. Aud despre, cum ziceam, despre educație, despre familie, despre faptul că este firesc să se întâmple lucruri, să se dea peste cap lucrurile, să înțeleagă de unde pleacă, dar în același timp să găsească mai ușor un mod de a rezolva lucrurile, pentru că nu e doar atât. Nu vedem doar că se dau lucrurile peste cap și Dumnezeu cu mila. Nu este doar atât. Există soluții la fiecare. Pentru că tot doiul ține de uniune, de unitate, de a aduce împreună, de a fi cu toții împreună. Ceea ce, pe de o parte, putem să spunem că face internetul în ziua de astăzi. Dar, din păcate, se pierde această conexiune dintre oameni. Și aici este riscul foarte mare și, cum spuneam în emisiunea trecută, despre, mai ales despre copiii care se vor naște din 2020 până în 2029, sunt ceva cu adevărat 10 ani de zile, cu adevărat ieșiți din comun, care n-au mai fost niciodată, cum am mai spus. Copiii care sunt atât de expresivi sau vor fi atât de expresivi și atât de deschiși și atât de empatici, încât, nu știu cum să spun, chiar n-am mai avut niciodată de-a face. Niciodată, da, niciodată legat, am făcut niște calcule pe decade. Cred că ultimii 40 de ani, dacă îi luăm împreună, nu reușim să adunăm atâția oameni cu acele calități de empatie, de exteriorizare a trăirilor, a sentimentelor, a tot. Și mai este o diferență, că dacă vorbim de ultimii 40 de ani, ei sunt amestecați cu oameni care sunt mai interiorizați, mai puțin deschiși față de cei din jurul lor, care țin mai mult individualiști, foarte puternic individualiști. Ei, în următorii 10 ani putem să spunem că nu vom avea parte de copii individualiști. Chiar dacă, să spunem așa, va fi și născut în ziua de 1 și cu destinul 1, care sunt la extrema individualismului, dar vor fi foarte deschiși emoțional și foarte, chiar foarte empatici, foarte comunicativi. Asta va conta foarte mult. Comunicarea va fi punctul cheie pentru următoarea perioadă. Și când vorbim de comunicare, aici sunt foarte multe tipuri de comunicare. Pe lângă cea verbală, care oricum eu zic că va predomina, pentru că cu cât sunt mai mulți de doi în tabelul acela numerologic al zilei de naștere, cu atât oamenii devin mai vorbăreți. Foarte vorbăreți. Și în următorii 10 ani nu vom avea decât de la 2 de 2 în sus, ceea ce înseamnă
Foarte mult deja, foarte mult. Și chiar cu 2 de 2 vor fi foarte puțini, cei mai puțini, de la 3, 4, 5 de 2 în sus. Asta înseamnă foarte, foarte mult, cum am mai zis și data trecută, e aproape ca și cum s-ar naște numai Florin Piersici timp de 10 ani, aproximativ același lucru. Le e greu să se adapteze vremurilor, influenței lui 2 și tot ce se întâmplă din anul 2000 încoace, celor care s-au născut înainte și care au o altă, hai să spunem, trăsătură, o altă... În mare parte, da. Eu unul observ că da, pentru că sunt multe, sunt foarte multe influențe. Pe de o parte, latura aceasta informativă, a informației, informația aceasta abundentă pe care oamenii nu sunt capabili să o discearnă cu atât de mare ușurință. Datorită, repet, a lipsei în general educației și a profesionalismului și de o parte și de alta. Și cei care livrează și cei care primesc informația. Aici e o mare problemă. Și dacă este să mai fac o paranteză, tot, nu știu dacă neapărat a corectitudinii politice sau în general slaba calitate sau pregătirea tot mai slabă a oamenilor, ajunge până în punctul în care oamenii profesioniști sau oamenii responsabili, cu adevărat responsabili de activitatea lor, de ceea ce fac, ajung să fie marginalizați și ajung să fie arătați cu degetul și să se simtă inferiori pur și simplu sau prostovani din cauza că au fost, sunt educați sau că știu anumite lucruri sau că au un nivel mai ridicat de cultură față de marea majoritate. Aici este un lucru care procentual sunt depășiți. Și atunci există o majoritate care va decide. Ei, dacă glasul majorității va fi unul, cum am spus, orică se sunt influențați foarte mult de acele iluzii, de acele emoții, genul de oameni fanatici. Am mai spus și data trecută, pentru că se amplifică foarte mult fanatismul. Libertatea aceasta care apare deodată, libertatea de a alege pe care o oferă și doiul pe de-o parte, duce omul către fanatism, către dorința de a avea, de a acumula, de a fi, de a epata foarte mult. Și atunci omul ajunge ușor în fanatism. Și are, cum am zis, că e, ai la îndemână, având la îndemână și instrumentul politicilor corecte, atunci ai dreptul să fii cine vrei, cum vrei, în fața cui vrei tu. Și să poți să te detașezi de absolut oricine, să îți iei și tu să-ți rezervi dreptul de a fi așa cum îți dorești. E o altă problemă și aici cu drepturile și cu responsabilitățile și cu partea de muncă, dar ca să revenim la capacitatea asta de adaptare a oamenilor, e un pic dificilă pentru că e mai simplu să fie totul la fel. Să nu te schimbi, să nu fii nevoit să te adaptezi. Din nou, să nu faci nimic. Schimbare. Da. Au fost și alte vremuri care au fost firești să fie așa. Omul a avut alte priorități. În urmă cu puțină vreme existau alte priorități la nivel mare, nu doar la nivel de familie sau de... chiar de oraș sau de comunitate de oameni. Nu, pur și simplu peste tot erau alte priorități. Omul a fost educat în altă direcție. În general, spre a-i fi indicat ce să facă, cum să facă, cine să fie, existau alte din astea modele, în general. Modele de oameni în societate. În ziua de astăzi, sau pe lângă faptul că s-au dat peste cap chiar și modelele astea, că uite, vorbind chiar și de actorii profesioniști, de cântăreții profesioniști, de cei care cu adevărat au avut un cuvânt de spus, nu-i mai vedem astăzi. Și sunt, încă sunt în viață suficient de mulți și încă au foarte multe de spus. Dar cine mai vede și unde și când? Și ce este în schimb? Care este alternativa? O cam știm cu toții. Și limbajul care se folosește și absolut tot. Și modul de abordare. Uite, chiar și din punct de vedere al sportivilor. Vorbesc aici de partea de susținere, capacitatea oamenilor de a susține oamenii. Pentru că doiul la fel ține ori de a aduce împreună, ori de a dezbina. Oamenii se dezbină foarte ușor și caută sau se adună foarte ușor atunci când este criticat cineva. Vorbim, uite, să o luăm de exemplu pe Simona Halep, care a ajuns la un nivel de performanță care este, e greu de imaginat în zilele noastre, de unde a plecat ea și la ce condiții să ajungi până la nivelul ăla, să fii un an de zile, peste un an de zile, numărul 1 mondial, e ceva fantastic. Dar cum a călcat strâmb
majoritatea sunt împotriva ei. Nu zic toți, pentru că nu sunt toți, dar majoritatea sunt împotrivă. Oamenii nu mai înțeleg chestiunile astea și nu mai știu să susțină omul, să-i scoată în evidență părțile bune. Se duc foarte mult, cum am zis, în partea aia de fanatism și de emoție puternică, care e mai simplu să fii rău și parcă mai repede se trezește starea aia și te simți mult mai încărcat și mult mai aprins în momentul în care arunci tu cu pietre, în momentul în care spui acolo, orică, pe oriunde ar fi, orică scrii ceva, orică te filmezi și apare, că pe toate rețelele de socializare funcționează lucrurile astea. Oamenii trebuie să se și descarce în același timp. Că se acumulează, dar ei simt nevoia să și descarce. Din punct de vedere economic, dacă tot se întoarce totul peste cap, cum va fi? Acum, nu aștept un răspuns neapărat concret, da, aici dar e simplu. Nici bine sau rău. E simplu, uitându-te la oameni și la comportamentul lor, la reacțiile lor, la modul lor de a fi, de a alege, la fel poți să-ți dai seama cam la ce să te aștepți. Dar în același timp să ne uităm și la, trebuie ținut cont de situația actuală, de ceea ce se întâmplă în momentul de față, chiar și partea politică are o influență foarte puternică aici. Eu unul zic că e același haos și degringoladă. Ideea este că aici nu văd probleme, n-aș vedea probleme foarte mari, pentru că e ceva de genul iau din coșul ăsta, pun în coșul ăsta, după aia iau și din coșul ăsta, pun și în ăsta. Adică partea bună este că lucrurile circulă, chiar și banii și produsele și absolut tot. Ele circulă, doar că nu au o stabilitate și nu au neapărat o coerență foarte clară. Dar lucrurile se învârt, merg cu rapiditate și asta eu zic că este bine. Important este ca oamenii să învețe să discearnă între ceea ce este de trebuință și ceea ce nu. Măcar să facă așa o diferență. De ce? Numai din punct de vedere al calității și de al îmbunătățirii vieții lor. Pentru că cu aceeași sumă sau cu aceeași cantitate de energie investită pot face ca lucrurile să fie mult mai bune în viața lor. Să investească în ceva mult mai eficient pentru viața lor și pentru plăcerile lor în general. Mai mai sunt ofertele abundă, deci e o abundență de oferte tentante și atunci, da, poate că ne pierdem discernământul și avem nevoie și de mașina asta de scris, da, avem nevoie și de monitorul ăla, da, ce bine arată camera aia de, chiar dacă nu avem neapărat nevoie de ea. Evident, de asta am spus că se merge foarte mult pe partea emoțională, pentru că acolo e cheia. Asta e cheia în următoarea perioadă. Și cu cât oamenii vor ști să ajungă mai ușor sau mai profund la în sufletul omului și să-l miște acolo cu ceva, foarte ușor îi va stârni și impulsul de a finaliza comanda, să zic așa. Pentru că altfel, cum am zis, ideea de sau dorința de a avea oricum există. Dar trebuie mișcată cu ceva în plus. Mai este nevoie de un mobil suplimentar, de o energie, de o forță, de un combustibil suplimentar care este asigurat de această energie emoțională specifică lui 2. Deci acumularea de orice, nu neapărat de bunuri, de orice, înseamnă absolut orice, chiar și oameni și emoții și gânduri și frici și nevoi și temeri și nemulțumire și frustrări și dragoste și pasiune și absolut orice. Înseamnă că avem o problemă emoțională. Nesatisfăcută. Da, deci un emoțional nesatisfăcut și suntem dornici de senzații. Important este să înțelegem că e o perioadă în care, și mai ales urmează, începe acum, din 2020, începe o perioadă foarte clocotitoare din punctul ăsta de vedere, dar care ne ajută, scopul este până la urmă să ne echilibrăm, să ne cunoaștem pe interior. Pentru că până la urmă, în general, uite, dacă este să vorbim și de acest 2020, care este un 4, acesta ne ajută sau ne obligă să ne întoarcem, să ne reevaluăm valorile noastre personale, dar interioare. Cu cât omul se duce mai mult în exterior, cu atât se va pierde mai mult și rămâne foarte superficial în tot ceea ce face, în tot. Cea mai mare provocare este să ne ducem în interiorul nostru, pentru că acolo trebuie să ne punem în primul rând în ordine și un 4, cum este anul viitor, este foarte accesibil pentru așa ceva. Să ne reeducăm, să ne reevaluăm prioritățile din viață, să ne regăsim pe noi, să ne întoarcem un pic mai adânc în interiorul nostru și abia apoi să ieșim și în exterior. Dacă numai atât ar reține cei care ne urmăresc
emisiunea pentru acest an 2020 ar fi suficient, zic. E suficient, da. Pentru că da, e pentru un că oricum de acolo vor găsi exact ceea ce au nevoie. Vor găsi răspunsurile adevărate de care au nevoie. Păi și soluțiile la orice, tot înăuntru tine exact. Le găsești, nu în afară. Sau, bineînțeles, acum nu, pentru că și aici există riscul să te duci în interior, dar fiind deja un clocot și acolo, să nimerească primul impuls, acela care a fost stârnit de nu știu ce reclamă și să zici, gata, asta este, mă duc și o iau, îmi schimb casa, îmi iau mașină nouă. Ori o fac dacă au încredere în ceea ce este în limpezimea lor interioară, pentru că mai întâi e nevoie de limpezime. Toți suntem la început de an. Eu nu recomand, mai ales în prima lună, foarte multă limpezime, retragere, claritate. E nevoie de foarte multă claritate. Când te apuci de un plan nou, nu poți să fii haotic în mintea ta și în general în tot ceea ce faci. N-ai cum. Și atunci e nevoie de această limpezime. Dacă nu există, eu nu recomand ca oamenii să apeleze la un specialist, la un profesionist care să știe și să facă cumva împreună să ajungă la o soluție coerentă și eficientă. Suntem la final de emisiune. Aș dori să te rog să le transmiți celor care ne urmăresc, nu știu, un gând referitor la 2020 și poate să faci așa o privire de ansamblu scurtă asupra a tot ce ne-ai povestit pe parcursul aproape 50 de minute, cred că. Da. Să experimenteze oamenii, dar să-și asume ceea ce fac. Deciziile pe care le au, să începeți să le asumați din ce în ce mai mult, să deveniți conștienți de ceea ce faceți, de ceea ce alegeți, de nevoile voastre, de pornirile voastre, de ceea ce vă stârnește în general în viață. E o perioadă foarte bună în care să ne îndreptăm spre ceea ce este cu adevărat drag sufletului nostru, dar, cum am spus, important este să scăpăm, în primul rând, de influențele exterioare, că s-ar putea să nu fie toate ale noastre. Și cu cât ne apropiem mai mult de noi și experimentăm, avem curajul să experimentăm în toate direcțiile, pentru că nu este suficient doar partea pozitivă, nu este de dat deoparte latura negativă a vieții, întotdeauna binele este la mijloc. Este echilibrul. Binele, asta înseamnă echilibru dintre o extremă și cealaltă. Nu înseamnă să fugim doar într-o parte, să credem, să fim total pozitiviști, pentru că și acolo e o mare problemă. În momentul în care cauți doar pozitivul din viața ta, înseamnă că balanța e înclinată rău de tot în direcția cealaltă. Oamenii care nu simt nevoia de atâta pozitivism în viața lor, înseamnă că deja sunt mult mai echilibrați. Acolo unde vezi că oamenii aleargă nesătui după ca lucrurile să fie bune, să fie frumoase, să fie prospere, acolo înseamnă că undeva au ajuns la o limită departe, undeva în jos. Și cam despre asta este vorba de sinceritate și de căutarea echilibrului interior. Îți mulțumesc foarte mult, Eduard. O să ne mai vedem anul ăsta, sper. Avem o mulțime de teme pe care le putem aborda. Tot ce mai ales că începem acum, începe clocotul anilor 2020. Cu trebuie să mai venim mult. Cu indicii pe parcurs. Știi, cu atât mai mult. Cum îți mulțumesc încă o dată. Repet, îți doresc un an cât mai bun, să fie așa mulțumesc pe sufletul tău. Și dacă totuși se răstoarnă, măcar să fie pe, nu știu, pe partea care îți convine ție. A, da, acum, scurt așa pe final, urmează, scriu deja un manual de numerologie, fac foarte consistent, cu tehnici foarte noi, aduse din mai multe domenii, aduse foarte multe împreună și eu nu zic că va fi ceva revoluționar, mai ales în domeniul numerologiei va fi ceva cu adevărat impresionant, pentru că pe mine mă impresionează, încă scriu și mă impresionează la fiecare capitol ce diamante ies de acolo. Foarte n-am tare. Cum să le spun altfel, da. Foarte și abia aștept simt. Să vin la, mai ales da, la tine, aștept și eu. Da. Și să începem să explicăm ce a ieșit acolo. Îți mulțumesc încă o dată, iar dumneavoastră celor care ne urmăriți, vă mulțumesc că la început de an, uite, ați fost din nou alături de noi. Ați ascultat despre ce va fi vorba în anul acesta, măcar așa, orientativ. Să aveți o seară plăcută și un ianuarie cât mai liniștit. La revedere! Cine ești? Ce ești? Și ce ai vrea să devii? Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la Câte în lună și în stele. Joi seara de la 8 la TV Arad. Fii tu însăți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi.